Enchantée. Bonjour à tous! Astăzi m-am gândit să vorbim despre cărți, pentru că așa cum v-am anunțat recent pe Instagram și vă invit să mă urmăriți și acolo, am reînceput să citesc, mi-a revenit pofta de citit, pentru că nu știu de ce, dar pe perioada cât este cald, cât este vară, cât este frumos afară, nu mi-ar de să citesc, n-aș putea să vă spun de ce, dar acum mi-a revenit cheful de citit și mi-am luat niște cărți și m-am gândit să vorbim puțin mai mult despre cărți pe canalul ăsta, chiar să-mi spuneți și voi dacă vă place subiectul ăsta, dacă vă interesează și dacă vreți să discutăm mai mult despre cărți și despre ce cărți citesc și despre, nu știu, să abordăm anumite cărți. Și în consecință astăzi am venit cu un book haul pentru că am citit de la ultimul clip pe care l-am făcut cu cărți citite, da, am citit puțin, nu foarte mult, am citit, dar am cumpărat cărți? Da, bineînțeles că am cumpărat cărți, că nu mă puteam abține. Ce-i drept pentru mine, partea asta de cumpărat cărți este puțin ca un drog și trebuie să am grijă să mă abțin pentru că am constant senzația și nevoia de a cumpăra cărți, nu știu, simt așa tot timpul, văd o carte și mi se pare interesantă și zic vreau. Și da, trebuie să mă abțin, dar totuși n-am putut să mă abțin în perioada asta, chiar dacă n-am citit, să cumpăr cărți și astăzi vă arăt ce cărți am cumpărat. Înainte de asta însă v-aș ruga, dacă sunteți pentru prima dată pe canalul meu, și să vă abonați și să rămâneți la noi în familie, să dați un share și un like la clipul ăsta dacă vă place și dacă vreți să mai facem clipuri despre cărți și de asemenea să îmi spuneți ce recomandări de cărți aveți voi și ce cărți vă plac vouă. Chiar mi-ar face mare plăcere. În plus de asta, vreau să vă anunț de asemenea că am un book club. Mi-am făcut un book club. Yes! Mi-am făcut un book club online și suntem pe Facebook în momentul de față. O să vă las linkul în descriere. Am aici cartea pentru luna august, pe care o citim în luna august. Și dacă vreți să vă înscrieți, nu trebuie să faceți decât să fiți înscriși în book club-ul nostru, în grupul nostru, să citiți cărțile și să comentăm despre cărțile pe care le citim, să schimbăm impresii și să povestim. Adică nu presupune altceva, nu are niște criterii de înscriere mai complexe. Dar mi-am făcut book club și sunt mega happy pentru că asta mă motivează și mai mult să citesc. Bun, hai să începem, că după cum vedeți am un tank destul de sănătos aici. Când o să-l termin pe tot tankul ăsta, nu știu, că mai am un tank atâta în dormitor de cărți pe care trebuie să le termin, dar în primul și în primul rând am reparat o dudă, că vă ziceam eu la un moment dat într-un clip că nu găsesc cartea cu codul bunelor maniere. Mi-am recumpărat, asta este o versiune, este de fapt ultima versiune a codului bunelor maniere de Aurelia Marinescu. Este o carte foarte bună de principiu pe care să o ai, mai ales ca tânăr, ca adult tânăr sau ca adolescent care pleacă în viață. E o carte bună să o ai ca bază pe care să o citești și să înțelegi anumite lucruri legate de comportament, de etică și așa mai departe. Da, știu, sunt de acord cu voi că sunt foarte multe lucruri care sunt depășite în codul bunelor maniere, dar în egală măsură sunt și foarte multe lucruri bune. Dacă vreți o discuție mai amplă legată de codul bunelor maniere în seria dedicată eleganței, mi-ar face mare plăcere să fac treaba asta, pentru că am putea să discutăm mai mult. Sunt foarte multe lucruri în cartea asta care sunt depășite din punctul meu de vedere, care nu mai sunt la modă, nu mai sunt actuale, nu-și mai găsesc nu știu, baza reală în societate, dar în egală măsură sunt foarte multe lucruri care sunt actuale, care ar trebui învățate, care ar trebui aplicate, care ne-ar face nouă tuturor viața mult mai ușoară și mult mai liniștită dacă am aplicat lucrurile astea la nivel general, fără să așteptăm să le facă alții ca să le facem și noi, știți? Este o discuție complexă și o dezbatere complexă legată de codul bunelor maniere. Sunt foarte multe persoane tinere care nu înțeleg rostul și de asta cred că dacă ați vrea să deschidem dezbaterea asta, aș putea să fac un clip separat. Bun, deci am reparat duda că nu știu unde este cartea mea veche.
Apoi, o recomandare de la voi în care am și intrat deja, am citit cam două treimi din ea deja, după cum se vede, cam semnul ăsta de carte. By the way, am niște semne din astea de carte magnetice și mi-au salvat viața, deci astea sunt geniale, semnele astea magnetice, pentru că eu tot timpul pierd semnele de carte și astea sunt minunate pentru că se lipesc de pagină. Și practic nu pleacă de acolo. Pot să dau cu cartea de azvârlită dacă mă supăr, nu că aș face așa ceva, dar pot să dau cu cartea de azvârlită și nu de acolo. Bun, asta este recomandarea de la voi, Biblioteca de la miezul nopții, de Matt Haig, cred că se citește, de la editura Nemira. Este o carte foarte populară în perioada asta, din ce am înțeles, voi mi-ați recomandat-o, multe dintre voi, și de-aia am și luat-o și am și început să o citesc. Cum am luat-o? Pentru că e recomandare de la voi și după de una, când sunt recomandări de la voi, îmi plac foarte tare, așa, adică, nu știu, parcă am senzația că ne conectăm mai mult, așa, și de-aia vreau să o citesc, să o termin. Nu vă spun părerea mea despre ce am citit până în momentul de față, asta lăsăm pentru un review viitor, dar... E o carte, nu știu niciodată dacă să zic SF, nu e SF neapărat, nu e nici distopică, are așa niște elemente care nu sunt neapărat comune în lumea noastră. Este vorba despre o fată care se sinucide și ajunge într-un loc numit Biblioteca de la miezul nopții, pentru cine nu știe povestea, și acolo se întâmplă mai multe lucruri care o fac să... înțeleagă de ce viața ei a luat un anumit parcurs, de ce a avut o anumită traiectorie, de ce a trecut prin anumite experiențe și cum acele experiențe au adus după sine altfel alte experiențe. Este cumva legată de teoria de efectul butterfly, în cazul în care ați auzit despre asta, și este de asemenea, din perspectiva mea, puțin inspirată și din Dickens, din Poveste de iarnă, parcă se numește, a lui Dickens, aia cu fantomele care vin noaptea de Crăciun. Așa. Mă rog, nu vă spun părerea mea despre ce am citit până acum, vreau să o termin ca să-mi fac o părere completă despre ea și am să vă povestesc. Dar, da, este interesantică, este o carte puțin altfel față de ce am citit în ultima vreme și față de cărțile moderne din ziua de astăzi, dar rămâne să revin cu review complet mai târziu. Bun, o carte pe care mi-am propus de foarte mult timp să o citesc, asta știu că vreau să o citesc de când eram adolescentă și întâmplător când am plasat comanda pe Elefant recent, am... apropo, cărțile astea sunt luate o parte de pe Libris și o parte de pe Elefant, că eu în general cam de acolo îmi cumpăr cărți. Asta este o carte pe care vroiam să o citesc din perioada liceului, dacă nu mă înșel, am auzit de ea, după care am uitat de ea și acum când am dat o comandă pe Elefant mi-a apărut. Se numește Cel mai bogat om din Babilon, Secretele eterne ale succesului, de George S. Glasson, cred că se citește. Este o carte, bineînțeles, despre educație financiară, din ce am reținut eu, despre chestii legate. Ar putea intra în categoria de self-help, dacă vreți. Rămâne să vedem cum este. Este subțirică, deci sper să trec prin ea destul de repede și să revin cu o părere, pentru că, din ce înțeleg eu, este o carte interesantă și știu că stă la baza multor cărți de self-help asta. Am văzut-o citată în mai multe cărți de self-help, pentru că noile cărți de self-help practic sunt o rescriere a celor vechi și de-aia mi-a întărit curiozitatea de a o citi. Rămâne să revin cu o părere, stați să o luăm pe asta, că e tot din aceeași sferă. Așa. The Body Keeps the Score. Asta este o carte scrisă de Basil van der Cook, dește Basil van der Cook. Asta este o carte pe care am văzut-o la Babs Beauty. Dacă o mai țineți minte pe Babs, mai există Babs pe YouTube, dar face vloguri, nu mai face clipuri de... din asta de beauty, foarte rar mai vorbește despre beauty. Este o carte care vine de la editura Penguin și o găsiți pe...
Elefant, de pe Elefant am luat. O să vă las oricum link la toate cărțile astea. Ce m-a atras pe mine la cartea asta? Este o carte care vorbește foarte mult despre creier, despre felul în care creierul percepe informația, stochează informația, despre felul în care creierul reacționează sau memorează anumite lucruri. Și știți că, dacă mă urmăriți de mai mult timp, știți că mă fascinează subiectul ăsta și este unul din subiectele mele favorite all time, să aflu și să studiez creierul și psihologia. Și de asemenea ne vorbește foarte mult despre traume, despre felul în care îți influențează traumele viața, felul în care tu reacționezi din perspectiva unor traume pe care le-ai avut în trecut și poate nici nu le-ai conștientizat, sau de ce anumite traume prin care ai trecut în prezent te împiedică să faci ceva și te ajută cumva să treci peste asta, din ce am înțeles eu. Cam asta ar fi un rezumat așa micuț la ce am înțeles. Așa, răspăind-o, văd că vorbește mult și despre fiziologia creierului, iarăși pe mine mă interesează acest aspect. Sunt foarte, foarte entuziasmată să citesc cartea asta, pentru că, v-am zis, mă pasionează subiectul, mă fascinează și o să vedeți că o să mai vin cu cărți din astea, pentru că îmi plac foarte tare subiect, îmi place foarte tare subiectul și îmi plac foarte tare cărțile care dezbat lucrurile astea. Bun, apoi, o carte care a fost inspirată de un booktuber de la noi, de Loredana, de la Ascult și Citesc, care, by the way, este minunată și vă recomand să mergeți să o vedeți. Am văzut la ea cu ce cărți a citit în luna iulie. A citit 7 cărți în luna iulie. Eu nu știu dacă am citit 7 cărți, am citit de la începutul anului până acum 7 cărți, dar într-o lună nu cred că aș fi capabilă să citesc 7 cărți. Și mi-a adus aminte că cândva și eu aveam o curiozitate legată de Seneca. Seneca fiind, din ce am înțeles de la ea, autorul ei preferat, și a citit cartea M-a întrebat de ce, de Seneca. Seneca fiind un filozof, în cazul în care nu știți. Eu, începând în ultimii ani să am un apetit din ce în ce mai mare către filozofie, pe măsură ce îmbătrânesc, începe să mă pasioneze din ce în ce mai tare filozofia și încep să-mi pun niște întrebări din astea legate de existență, de oameni, de umanitate, de comportament, de spiritul uman și așa mai departe, care au o tentă filozofică și cam încerc să descopăr tenta filozofică cam din tot ce citesc eu așa. Și mi-a adus aminte Loredana, uitându-mă la clipul ei, că la un moment dat cochetam cu ideea de a îl citi mai intens pe Seneca. Și atunci am cumpărat și eu cartea asta, care este o carte foarte subțirică și a trebuit să trec relativ repede prin ea și de în dacă reușesc să o înțeleg. Faza haioasă este că eu în facultate am studiat filozofie, am făcut 2 ani de filozofie, mi-am mâncat zilele, deci mi se părea chineză, mi se părea ca și cum mai duce la un curs de chineză avansat în condițiile în care eu nu înțelegeam, cu toate că noi am avut un profesor excepțional de filozofie, dar filozofia mi se pare că este un pic prea complexă pentru niște tineri a căror minte nu vrea să stea într-o clasă. La 20 de ani, ultimul lucru pe care ai fi vrut să-l faci și în momentul ăla era să stai într-o clasă, într-o bancă, să vorbești de Aristotel, de Platon, de teoriile nemuririi și așa mai departe, știți? Dar acum mi se pare interesant, adică mi se pare fascinant cum mi s-a schimbat perspectiva referitoare la filozofie și o să vedeți că mai intru în câțiva filozofi, pentru că e interesant. Da, deci abia aștept să citesc și pe asta. O să fie cu siguranță una din lecturile următoare, Seneca. Apoi, o carte care v-am arătat-o pe Instagram și care, într-adevăr, m-a păcălit după titlu, trebuie să recunosc. Mie mi se întâmplă coperțile sau titlurile să mă păcălească. Știu că nu este cel mai bun criteriu, știu că în universul marketingului, când marketingul este la îndemână și este atât de explodat, ca să folosesc un termen foarte aiure, nu e cea mai bună idee să te ghidezi după coperți și după titlu, dar pe mine m-a păcălit titlul. Se numește Cultură Generală în 365 de zile, de Pedro Gomes Carriso, și este o carte care îți dă acele doze de știați că. Dacă mai țineți voi minte, dacă sunteți din generația mea,
Existau acele pastile de știați că la TVR1 într-o perioadă și după aceea în manuale, știu că aveam pe anumite pagini, odată la, nu știu, 10-50 de pagini, aveam o pastilă din aia de știați că pelicanul nu știu care poate să consume nu știu câte kilograme de pește, sau știați că furnicile sunt cele mai specia cea mai numeroasă de pe planetă, sau mai știu eu ce chestii din astea. Cam așa ar fi cartea asta și chiar mă bucur. De data asta am senzația că nu m-a păcălit titlul. Mi s-a întâmplat de multe ori luând cărți după titlu și după coperți să mă păcălesc. Evident că m-am păcălit, dar asta se pare, răsfoindu așa, se pare că nu m-a păcălit. Și avem așa, lucruri interesante despre filozofie, religie, știință, economie, psihologie, pictură, muzică, literatură, arhitectură, cinematografie și sculptură. Adică sunt chestii interesante și ce îmi place, inițial m-a șocat treaba asta, este că nu sunt împărțite pe capitole, adică nu ai capitolul cu știați că despre arhitectură, știați că despre știință, știați că despre muzică. Nu, ci sunt amestecate și ți se dă aici în cuprins, o să vezi, ai arhitectura, dar ai odată la pagina 80, odată la pagina 195, câte o pagină. Și efectiv este o pastiluță din asta care ține fix o pagină și sunt foarte interesant. Sunt foarte curioasă să văd ce scrie, sunt foarte curioasă să-mi îmbogățesc cultura generală. Asta cred că o să fie o carte absolut minunată, plus că nu trebuie neapărat să o iei ca pe o lectură, adică de-aia îi zice cultură generală în 365 de zile, că poți efectiv să citești o pagină pe zi, adică nu trebuie să stai să citești 50 de pagini într-o zi. Bun, apoi, o carte pe care nici n-am scos-o din țiplă, care tot așa știu că este foarte populară în perioada asta și de ce am cumpărat-o, pentru că Eugenia i-a făcut-o cadou Sabinei când ne-am întâlnit. Și m-a făcut curioasă, tot așa văzând că este populară, dar hai să o scoatem din țiplă, zic, dacă tot vorbim despre ea. Să o dezbrăcăm. Știți, când primeam păpuși, când eram mică și primeam păpuși, primul lucru pe care îl făceam era să le dezbrac, după care vreau să le tun. Da. Hai să ne aducem aminte. Ah, e bine, e scrisul mare. Întotdeauna la cărți verific cât de mare este scrisul și în funcție de cât de mare este scrisul, îmi dau seama dacă va fi o carte pe care o voi citi repede și dacă va fi o carte pe care voi tinde să o citesc înainte altor cărți. Pentru că, după cum v-am zis, pe mine mă împiedică multe lucruri să citesc scris mic. Bun, ea are scrisul mare, deci e bine, o să trec repede prin ea și o să, nu o să o dau la o parte. Este o carte de la editura Litera, de Megan Campisi, da, Campisi, se numește Devoratoarea de păcate. V-am zis, am auzit că este populară, este o carte de ficțiune interesantă care ar avea acțiunea în perioada Evului Mediu în Anglia. Cel puțin asta am înțeles eu, hopefully nu sunt prea departe. Văd că are capitole relativ scurtuțe, deci o să ne descurcăm bine cu ea și aștept să văd cum o să mi se pară. Apoi, pentru că n-am mai citit un roman polițist de ani de zile și n-am mai citit un roman polițist bun care să-mi placă, adică nu am mai avut o carte din aia polițistă, genul polițist fiind genul meu favorit, by the way. Îmi place genul polițist, dar nu-mi plac romanele, spre exemplu, Agatei Christie. Nu îmi plac romanele Rodica Ioșoc Brașoveanu. Știu, e o dezbatere foarte... la capitolul sacrilegiu eu, pentru că nu-mi place Rodica Ioșoc Brașoveanu, dar nu-mi place ce să fac. Asta este. Și nici Agata Christie mă plictisește și nu-mi plac romanele norvegiene. Și n-am mai citit un roman polițist care să mă țină în priză, care să-mi placă de ani de zile. Și am găsit eu pe Elefant, am și murdărit-o puțin, dar nu-i nimic, o curățăm, care coperți cartonate, am găsit un roman de Truman Capote, Truman Capote fiind cel care a citit Breakfast at Tiffany. Acum, eu nu știu ce părere aveți voi despre Breakfast at Tiffany, dar mie mi s-a părut destul de insipid filmul ăla. Hopefully, cartea asta nu este chiar atât de insipidă, este cu sânge rece, este de la editura Art și avea review-uri bune și de-aia am zis să o iau. Din ce scrie pe ea, nu pare să fie
atât de insipidă povestea și îmi doresc foarte tare să fie un roman polițist bun, pentru că, v-am zis, n-am mai citit un roman polițist de pe capul meu, care să mă atragă, care să mă incite. În câteva cuvinte, povestea ar fi a unui detectiv care anchetează uciderea unei întregi familii, o familie care era bine văzută, din ce am înțeles eu, în societate, în Statele Unite se întâmplă doar povestea, bineînțeles. Așa, și brusc și dintr-o dată toată familia apare ucisă și nimeni nu înțelege de ce, pentru că toți membrii familiei erau niște membri respectabili ai societății și nu-și dau seama cine ce-ar fi putut să aibă cu ei. Adică, intriga mi s-a părut destul de interesantă și am zis, hai să vedem ce cu cartea asta, poate mă prinde. Așa, și ultima carte din această serie este și cartea pentru Book Club, pentru luna august, și anume Zorba Grecu, de Nikos Kazantzakis, nu reușesc să-i pronunț numele, îmi pare rău. Este o carte care la fel a devenit extrem de celebră prin natura ei filozofică, din ce am înțeles eu. Este o carte pe care mulți o iubesc, adică e genul ăla de carte, din review-urile pe care le-am văzut pe net, e genul ăla de carte pe care ori o urăști cu pasiune, ori o iubești cu pasiune, ori înțelegi filozofia foarte bine, ori filozofia ei este total opusă față de filozofia ta. Și în funcție de asta o iubești sau o urăști. Este o carte care se presupune că avea un substrat filozofic destul de puternic și v-am zis, gravitez către treaba asta și mă bucur că una din fete, n-a fost propunerea mea, una din fete a propus cartea asta și am citit-o, era pe lista mea de citit de ceva timp. Așa, Zorba Grecul este practic povestea lui Zorba povestită de acest Nikos, acțiunea petrecându-se în Creta sau, mă rog, în Grecia, în pe la începutul anilor 1900, dacă nu mă înșel, ceva de genul ăsta. So, we shall see. Sunt foarte curioasă, am citit 4 capitole deja din ea, am primit-o ieri și am citit deja 4 capitole, tocmai pentru că vreau să trec prin ea și să o citesc pentru Book Club, las la o parte absolut totul. Și eu am chestia asta de a citi 2-3 cărți în același timp și nu le încurc, adică nu, din contră, mi se pare mai interactiv așa. Dacă e să am o carte groasă și să stau numai cu aia în față, mă plictisesc, dar dacă le alternez, parcă menține pofta asta de citit. Da. Până acum n-am o părere despre ea, deci după primele 4 capitole n-am o părere despre ea, dar să sperăm că până la final de lună voi reuși să-mi dau seama dacă va fi acea carte pe care o iubesc sau o urăsc foarte tare. V-am zis, părerile sunt extrem de împărțite și extrem de tranșante în ce o privește. Și cam asta ar fi. Mi-ar plăcea foarte, foarte tare să-mi spuneți în comentarii dacă voi ați citit cărțile astea, cum vi s-au părut, fără spoilere, please, sau dacă vă interesează și pe voi să le citiți, la care vreți să vedeți un review, dacă vreți să fac mai des clipuri dedicate cărților, să povestim mai multe despre cărți, poate să fac un review separat unei singure cărți, dacă mi se pare o carte mai specială, sau cartea din Book Club, poate vreți să-i fac un review separat, ca să știți și voi care este părerea mea. So, da, cam asta ar fi pentru astăzi. Dați un like și un share la clip, nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o, veniți pe Instagram, că acolo vă dau tot felul de insight-uri și din cărți și vă arăt ce am mai cumpărat, vă arăt ce mai fac. Vă pup și ne vedem în următorul clip. Ciao! Așa fie.